Caz controversat în comuna Săbăreni din județul Ilfov. Un bărbat a murit înnecat în fosa septică a primăriei și nu este nimeni tras la răspundere. Anchetatorii au stabilit că ar fi vorba de omor și au clasat dosarul. Familia însă consideră că omul a murit pentru că locul nu era nici semnalat corespunzător, nici îngrădit, așa cum ar fi trebuit. În acest caz, vina ar fi a primăriei, iar instituția ar trebui să răspundă pentru moartea bărbatului. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Pe data de 24 iunie, bărbatul în vârstă de 65 de ani a mers în curtea primăriei să culeagă dude. Acolo însă a murit în urma unui tragic accident. A căzut în fosa septică și nu a mai ieșit viu de acolo. M-a chemat la baza fosei, cum ar veni, să identific o pungă cu o pâine, șapca lui, iar în apă plutea buletinul lui. În secunda 2 am sunat la 112. A venit un echipaj de la ambulanță, era și un domn cu vidanja acolo, pentru că așa s-ar fi sesizat primăria, că mirosea urât în instituție, probabil unde s-a zbătut în chinuri tatăl nostru. Și au scos apa, cei de la ambulanță l-au scos. Au constatat decesul. Acesta este locul în care a murit bărbatul de 65 de ani, care se pare că venise aici să culeagă dude din acest pom. Cel mai probabil nu a ajuns, așa că s-a urcat pe fosă. Aceasta era însă acoperită doar cu o bucată de lemn și cel mai probabil putrezise pentru că plouase în zilele respective. Acum lucrurile s-au schimbat, se pare că primăria a luat măsuri, așa cum puteți vedea, fosa este acoperită și betonată în așa fel încât o astfel de tragedie să nu mai aibă loc. Fica victimei a cerut explicație primarului, dar nici până astăzi omul nu consideră că el ar fi făcut ceva greșit. A zis că nu avea ce să caute în curtea instituției. În condițiile în care a zis clar, în momentul în care am luat certificatul de deces, că venise în prealabil să ceară voie să culeagă de acolo pentru fratele nostru. O echipă prima de avea încercat să obțină un punct de vedere din partea instituției, însă în zadar. M-am putea să vorbim și noi cu domnul primar? Nu este momentan. Nu știu când vine. E plecat. Nu știu ce să vă spun. Momentan. Nici viceprimarul din comuna Săbăreni nu a vrut să explice ce s-a întâmplat. Nu știu dacă astăzi reușesc să mai mă întorc. Nu știu nici dumnealui dacă se mai întoarce. Procurorii au clasat cazul și au spus că este vorba de omor, nu de ucidere din culpă. Familia cere acum ca vinovații să fie trași la răspundere. Am vrea să mergem mai departe pentru determinarea unui vinovat. Pentru că nu se poate să decizi o clasare a unui dosar pe motiv că nu a fost un factor extern. Înțeleg că nu l-a împins nimeni, probabil, să cadă acolo. Dar acea gură a fosei, nefiind asigurată corespunzător, consider că e vina cuiva. Același obiect de activitate, să asigure o împrejmuire corespunzătoare. Merita pe puțin 20 de ani să-și cunoască și el nepoții, să-i vadă făcuți mari. Avocatul care reprezintă familia spune că nu îi va lăsa pe vinovați să scape nepedepsiți. Răspunderea ar fi trebuit să fie atât penală, dar și civilă, pentru că se cer daune foarte mari aici și se pot ridica undeva la cuantumul la 1 milion de euro pentru pierderea vieții acestei persoane. Ancheta în acest caz poate fi redeschisă oricând, asta pentru că familia a contestat decizia. Persoanele mulțumite de soluția propusă de parchet au drept la contestație împotriva acesteia, care trebuie supusă unei analize efectiv și iar în momentul în care se stabilește că soluția nu este temeinic justificată, la acel moment efectiv va fi reluată ancheta. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă tribunalul Giurgiu.